Da. În curând nu o să vă plângeți atât de mult pe șoferii incompetenți, pentru că Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor a implementat campania Permis pentru Viață. Astăzi, pentru a ne spune care sunt primele rezultatele campaniei, l-am invitat pe ministrul Pavel Filip. Bună dimineața! Mai întâi de toate, spuneți-ne de unde a pornit această idee de campanie. Bună dimineața! Deci, bine, obiectivul acestei campanii este unul general de a ne aduce și noi contribuția în a diminua numărul accidentelor care, de fapt, cred că nu există buletin de știri unde să nu vedem sau să auzim despre aceste accidente, și mai grav este că în unele cazuri chiar avem pierderi de vieți omenești. Este o problemă mai complexă, dar noi am încercat să vedem unde este și zona noastră de responsabilitate aici, deoarece instituția care o reprezint este responsabilă de examinarea șoferilor. Sau atunci când omul vrea să-și obțină un permis de conducere, deci noi suntem cei care asigurăm susținerea examenilor, dincolo de calitatea drumurilor, integritatea polițiștilor, respectarea regulilor de circulație. Deci obiectivul general ar fi să diminuăm numărul accidentelor, dar într-o a rezolva o problemă este important să identificăm cauzele acestei probleme. Uh-huh. Credeți că va fi totuși eficientă această campanie? Ce metode folosiți pentru a scădea din corupție, din procentajul corupției? Este adevărat. Deci am identificat problema corupției în sistemul de eliberare a permiselor de conducere. Și de aceea am făcut o analiză mai profundă. Deci am scos în evidență două situații, să zicem așa, pentru că mita pur și simplu așa nu se plătește. Omul o plătește într-o situație când se întâlnește cu niște obstacole. Deci am identificat două situații, ziceam, una când cei care vin să susțină examenul au cunoștințele necesare, dar inspectorii sau examinatorii le creează așa condiții sau le impun niște obstacole sau bariere că până nu va plăti, nu va obține permisul de conducere. Și avem a doua situație când cei care vin nu au cunoștințele necesare și apoi ei singură caută căile pentru a-și cumpăra acest permis de conducere. A fost un proces deloc simplu, vreau să vă spun, pentru că ziceam, eliminarea cauzelor a parcurs un drum mai lung, am început-o prin modificarea regulamentelor interne, apoi chiar am modificat și o hotărâre de guvern privind permisele de conducere. Am înțeles, dar au fost cumva scăzut numărul centrelor de examinare, au fost reexaminați chiar și instructorii, pentru că majoritatea campaniilor se rezumă la o conferință de presă, la o comunicat de presă și cam atât. Sunt oamenii dați afară? Sunt oamenii băgați la pușcărie pentru greșelile pe care le fac? În spatele unei conferințe de presă sau unui briefing stă un lucru enorm, dar să continuă o logică în ceea ce am început a spune. Deci în prima situație, când cel care vine are cunoștințele necesare, am încercat să eliminăm toate obstacolele sau toate oportunitățile de a impune aceste obstacole din partea examinatorului. Am, în primul rând, dumneavoastră ați spus, aveam 37 de birouri de examinare, un număr extrem de mare pentru Republica Moldova, pentru că, spre exemplu, în Georgia, unde numărul populației este 4,35 milioane, au doar 12 birouri de examinare. Deci, una la mână, am diminuat numărul acestor birouri pentru a avea posibilitatea să le dotăm cu echipamente video și audio despre care vorbeam și mai înainte. Acum avem 17 la număr, dar în viitorul apropiat le vom micșora încă, pentru că este... Deci de la 37 am ajuns la 17 și le-ați dotat cu camere video și cu... Exact, fiecare birou de examinare este dotat cu camere video și echipamente audio, deci tot ce se întâmplă acolo se înregistrează și este stocat pe un server, astfel încât în orice moment noi putem vedea ce s-a întâmplat acolo. Ok, dar nu credeți că problema corupției propriu-zis începe și de la școlile auto, care sunt 100 pe kilometru pătrat? Exact, deci eu cred că avem prea puțin timp în emisiune ca să vă spun toată logica, pentru că, cum ziceam, în spatele unei conferințe de presă stă un lucru enorm. În primul rând am zis că am mers pe calea eliminării cauzelor care provoacă această problemă. Deci prin modificările hotărârii de guvern, ulterior a regulamentului, deci
spre exemplu, am eliminat așa o problemă precum era că dacă timp de 90 de zile, de 3 ori nu ai susținut examenul, atunci mergi din nou la școală. Dacă nu ai susținut proba practică, iarăși mergi din nou la școală. Am eliminat acest lucru și acum, odată ce ai învățat la școală, vine și de examenul de 5-10 ani, atâta timp până când o să susții această probă. Pentru că noi puneam omul într-o situație când se gândea, dacă nu am dat examenul, atunci trebuie să merg să mai plătesc încă o dată pentru școală, mai bine plătesc acum o dată și mi-am rezolvat problema. Sau am eliminat principiul teritorial, pentru că era obligat să susțină examenul la biroul de examinare exact în zona teritorială unde se afla școala. Asta ce însemna? Că de o viață, aflându-se în aceeași zonă, școala și biroul de examinare, sigur că era o legătură foarte strânsă între cei de la școală și cei de la biroul de examinare, pentru că locuiau în aceeași localitate. Cu siguranță erau și cu mătre. Exact. Și atunci era pus pe pas larg. Cel care mergea la școală deja știa sau era anunțat de către profesor că uite, o să plătești atâția bani și o să-ți obții până la urmă permisul de conducere. Am eliminat aceste bariere și atunci omul care are cunoștințe nu mai are aceste obstacole. Deci merge și dă examenul. În cazul 2, vă spuneam, când cei care nu au cunoștințe caută singur metodele pentru a plăti banii și am fost nevoiți să dotăm cu echipamentele astea video și audio, dar și am creat un grup de monitorizare aici la Chișinău și nici într-un centru sau nici într-un birou de examinare dintr-un raion sau altul a Republicii Moldova nu începe examenul până când nu este prezent cineva din grupul de monitorizare de la Chișinău. Am înțeles, deci domnule, verificăm și pe ei. Foarte mult timp la dispoziție. Pe final, spuneți-ne câți oameni au fost dați afară pentru incompetența lor? Câți au fost concediați? Cazul de la Căușeni. Deci am concediat două persoane, deci unul s-a ales cu mustrare aspră, dar nu aici s-a oprit intervenția noastră, deoarece nu suntem noi instituția cu drepturi depline de a aduce învinuiri sau de a pedepsi oamenii, deci în urma unei anchete interne am transmis o scrisoare Centrului Național Anticorupție pentru a intenta un dosar penal și din ultima informație a fost intentat un dosar penal și cred eu că vor răspunde pe deplină măsură toți cei care au fost implicați în acest proces, dar și mai important este și chiar vreau să transmit un mesaj și către cetățenii Republicii Moldova să nu încerce să plătească pentru permis. Pentru că și în cazul de la Căușeni, cei care au plătit pentru acest permis vor fi deposedați de acest permis în urma anchetei. În urma anchetei, exact. Vă mulțumesc mult, domnule ministru. Și eu vă mulțumesc mult. Sper să nu mai avem, să scadă numărul șoferilor incompetenți pe străzile Chișinăului. Cu siguranță. Și nu doar a Chișinăului, dar și a întregii Republicii. Cu siguranță.